Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Vărsător, ascendent în Zodia Vărsător. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, Zodia Vărsător. Zodia Vărsător vi se cere să aveți răbdare, să faceți un compromis, să fiți moderați în ce privește persoanele din jurul dumneavoastră. Zice că legea cauze-efect vă va învăța că în orice acțiune va produce o reacție. Deci orice efect este generat de o cauză. Asumă-ți responsabilitățile de alegerile tale. Îngerii sunt aproape pentru a susține deciziile tale. Deci aveți grijă cum veți acționa, că acest lucru vi se va întoarce înapoi, să spunem așa. Orice acțiune care o veți face va produce o reacție. Deci orice efect este generat de o cauză. Asumați-vă responsabilitățile alegerilor dumneavoastră. Și îngerii vă va sta aproape. Pentru unii dintre voi veți intra în contact cu zodia Săgetător, poate ziua de 14 are un rol important, 5, poate într-o uniune sau într-o relație există acolo un dezechilibru. Și cifra 20 spune așa, 20-20, poate pentru unii dintre voi vedeți aceste secvențe numerice 14-14 sau 20-20. În ce privește familia dumneavoastră, zice așa că tu ești magică sau magic, poți manifesta ceea ce dorești. Legea atracției este bagheta ta magică. Cere, crezi și vei primi. Să nu ai dubii niciodată. Ai încredere, orbește în ceea ce îți dorești, pentru că în curând se va manifesta. Oamenii mei dragi, veți atrage această renaștere. Veți renaște din cenușă ca pasărea Phoenix și veți avea parte de un viitor mai bun. Poate pentru unii vă întoarceți într-un trecut, poate unii aveți, cifra 20 este importantă, poate pentru alții o cifră 4, aveți un număr de destin 2 sau 4, cifra 2, poate aveți 2 copii, poate două situații, două case, două familii, deci cifra 2 și nu, să nu aveți dubii sau îndoieli în dorințele dumneavoastră sau că nu veți reuși, că văd că veți avea parte de succes și în curând se va manifesta ceea ce dorești. Aveți puteri magice, să știți, aveți încredere și exprimați-vă, că zice că este benefic să vă exprimați și ești gata să-ți exprimi gândurile și să le transformi în acte de iubire. Satisfacție, veți fi satisfăcuți și veți avea parte de armonie, seninătate dumnezeiască. Permite ființei tale să se lase ghidată de energia sublimă, subtilă a iubirii în procesul de autoapreciere, astfel încât să nu te mai lași definit de ceilalți. Trebuie să vă apreciați, să aveți încredere în voi, veți fi satisfăcuți, să știți, și veți să permiteți ființei dumneavoastră să fie ghidată de energia universală al iubirii, că văd că veți avea parte de vindecare în inima dumneavoastră și recunoaște faptul că echilibru, amabilitatea și iubirea îți aduc pace sufletului tău. Trebuie să fiți în echilibru cu alte persoane din jurul dumneavoastră, în iubirea dumneavoastră, în ceea ce oferiți, pentru a avea parte de seninătate. Să fiți amabili, să iubiți, că acest lucru va aduce pace inimii voastre. Haideți să vedem pentru Zodia Vărsător, ascendent în Zodia Vărsător, cum va fi săptămâna viitoare care va urma. Ce va fi pentru dumneavoastră, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care sunt născuți în Zodia Vărsător sau au ascendentul în Zodia Vărsător. Ok. Văd că trebuie să fiți mai echilibrați, să fiți mai flexibili între familie și muncă. Văd aici că e nevoie să fiți flexibili, să vă jucați. Poate aveți 2 copii sau sunteți în 2 situații și va trebui să găsiți un echilibru pentru a face față.
acestor instabilități care sunt în viața dumneavoastră. Asul de cupe, văd că veți primi noi vești care vă vor bucura inima, emoții plăcute, invitații care vă vor aduce la satisfacție și văd că veți ieși dintr-un blocaj, veți reuși să vă reveniți, să spunem așa, veți reuși să fiți cu picioarele pe pământ, mai concreți, poate și un duș cald, poate veți face în această zi un duș cald sau apa. Văd foarte multă apă, foarte multe emoții, spiritualitatea, sunteți în conexiune cu spiritualitatea. Roata destinului, un blocaj va începe să se miște pentru dumneavoastră. Roata destinului îmi spune că veți avea parte de proiecte, satisfacție, lucrurile încep să se miște pentru voi, succes veți avea, să știți, și regina de foc, poate intrați în legătură cu femeie în zodii de foc, berbecleu, săgetător sau dumneavoastră veți fi această femeie mai încrezătoare în propria persoană, mai deschisă, mai focoasă, mai ambițioasă, mai energică, veți avea mai multă încredere în voi înșivă și văd că sunteți magici. Văd că sunteți persoane care vă veți deschide sufletul, dar sfaturi altor persoane. Veți termina un ciclu, să știți, și veți începe un alt ciclu. Veți ieși dintr-un blocaj. Zodia Vărsător, ascendent în Zodia Vărsător. Haideți să vedem. Dar văd că aici există o suferință, poate într-o relație, o situație din cauza unei femei în semn de foc, dar nu este totul pierdut și văd că unii dintre voi intrați în legătură cu un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn. Și acest lucru, acest bărbat vă poate duce la o suferință. Poate este mai egoist acest bărbat sau își privește interesul, este mai dur, mai rece, mai rigid, mai concret și dumneavoastră aveți nevoie de afect, de atenție, de prețuire, de iubire. Haideți să vedem. Vreau să clarific aceste cărți pentru Zodia Vărsător. Doi copii au un rol important și văd că va trebui să faceți un drum, să luați echilibru în mâinile dumneavoastră, să lăsați trecutul la spate și să faceți un drum, să acționați că va duce la victorie. Un asul de cupe, asul de cupe pentru nou început, pentru mai multă intuiție. Veți fi mai intuitiv, pacea va veni în viața dumneavoastră și văd că divinitatea vă va trimite mai multă inspirație. Noi vești care vă vor emoționa și văd că aveți doi îngeri sau doi copii, care, doi porumbei care vă stă aproape și regele de cavalerul de foc, văd că poate veți intra în contact cu un bărbat mai tânăr în semn de foc, berbecleu, săgetător, care este într-un moment de blocaj și de suferință. Poate veți ieși din acest blocaj și poate dumneavoastră sunteți această persoană care veți dori să faceți un drum, să acționați, să aveți mai multă energie, să aveți mai multă ambiție. Sau poate unii dintre voi faceți chiar cursuri de not, da? Apa. Îmi spune că foarte multă apă aici. Cred că veți pleca la drum să faceți un curs de not sau aveți nevoie să beți mai multă apă. Haideți să vedem steaua. Un ciclu karmic se termină pentru voi, Zodia Vărsător, și văd că vă veți vindeca. Văd mai multă inspirație, mai multă protecție, mai mult succes din partea divinității. Veți fi inspirați să aduceți înnoire în viața dumneavoastră, să aduceți speranță, altruism din partea altor persoane. Vor începe să se miște lucrurile pentru dumneavoastră și asul de monede. Vedeți aici două începuturi, as. Văd un nou început, va veni o ofertă în viața dumneavoastră, să începeți o oportunitate, să începeți ceva nou în ce privește o stabilitate financiară. Divinitatea vă trimite o ofertă în ce vă privește și acest 5 de cupe, această întristare din cauza unei persoane curioase sau poate
Poate dumneavoastră veți fi mai direct să vă spuneți o părere cuiva și o acea persoană să nu-i placă opinia dumneavoastră și poate să vă răspundă într-un mod nu tocmai plăcut și acest lucru vă duce la întristare, la suferință. Da, și poate va trebui să, poate pe rețele de socializare veți auzi ceva sau cineva își va spune opinia într-un mod mai agresiv sau într-un mod mai direct, fără gentilețe, fără delicatețe și acest lucru vă va duce la o întristare săptămâna viitoare și trebuie să aprofundați mai mult pe rețele de socializare în ce privește o relație sau un dezechilibru. Haideți să vedem acest rege de monede. Acest rege de monede văd că veți avea, e iubitul dumneavoastră, soțul dumneavoastră, este un bărbat stabil, concret, în ce privește familia dumneavoastră, văd o familie fericită, unită, armonioasă, bucuroasă, persoane în care puteți avea încredere, persoane care vă pot da o mână de ajutor. Dumneavoastră veți pleca la drum și acel drum cred că va fi foarte multă lejeritate în ce privește unicitatea dumneavoastră. Văd că sunteți fragile și poate vă e frig la un drum, poate vă pierdeți dezechilibru în ce privește un drum pentru că sunteți mai sensibili. Și aici, în ce privește asul de cupe, îmi spune că veți rezolva problemele dumneavoastră. Vă veți detaja de anumite legături toxice și văd că aveți provocări, dar veți găsi bucata care lipsește, veți găsi cheia la problemele dumneavoastră și veți rezolva acele probleme. Un înger vă stă aproape, este aici prezența îngerilor, nu sunteți singuri și divinitatea va interveni. Cred că dumneavoastră veți primi foarte multe mesaje în următoarea săptămână din partea divinității, din partea îngerilor. Cred că veți primi mai multă intuiție, da? Și va interveni divinitatea, nu sunteți singuri în ce privește o problemă emoțională. Și văd că veți face primii pași pentru a pleca la un drum, pentru a acționa, pentru a avea mai multă ambiție. Roata destinului spune că aici veți bloca accesul unei persoane, da? Și veți închide cu un pact, ați făcut un pact cu cineva în trecutul dumneavoastră și văd că acest lucru a luat sfârșit. Veți bloca intrarea unei persoane și ceva nu va mai fi valabil în viața dumneavoastră, pentru că se va termina un ciclu din viața dumneavoastră karmică. Va lua sfârșit acel pact din viața dumneavoastră. Și veți avea parte de vindecare și reînnoire, de inspirație, de speranță. Aici asul de monede îmi spune totuși că sunt anumite sentimente conflictuale sau o persoană care cu două fețe, care creează o dramă necesară în viața dumneavoastră, da? Și aveți bune și rele, experiențe bune și rele. Adică nu este tocmai sinceră această persoană. Veți primi bani din partea unei persoane care are o mască și joacă teatru. Joacă așa cum vrea persoana sa. Haideți să vedem acest... Da, din partea unor riscuri, văd aici, din partea unor riscuri sau anumite tentații. Va trebui să studiați mai bine anumite lucruri și poate de acolo veți fi un pic dezamăgiți, da? Poate vi se va face un reproș și acest lucru vă va întrista. Haideți să vedem acest rege de monede. Dumneavoastră sau o femeie joacă un rol important. Dumneavoastră jucați un rol important în viața acestui bărbat dacă sunteți femei. Dacă sunteți bărbați, o femeie joacă un rol important în ce privește familia dumneavoastră. Dumneavoastră jucați un rol important în această familie și sunteți feminină, vă iubește, are sentimente de iubire în ce privește acest bărbat. Să știți, jucați un rol important în familia dumneavoastră și văd o energie feminină
și foarte multă femininitate, fertilitate, abundență, succes, creativitate și comunicare. Deci veți începe din nou să comunicați cu acest bărbat și va veni armonia în viața dumneavoastră. Dumneavoastră și un bărbat în semn de pământ veți avea parte de o familie fericită, unită și armonioasă în următoarea săptămână. Foarte frumoasă săptămână pentru voi. Oamenii mei dragi, acestea au fost puse, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână plină de iubire, armonie, pace și plină de abundență din partea divinității. Vă iubesc și eu vă aștept la următoarea etalare. Dacă v-a plăcut, ar însemna foarte mult pentru mine să-mi dați un like. Și dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. La revedere, Doamne ajută, sănătate, numai bine!